mic dejun sănătos pentru Teiuța, o omletă de casă cu o lingură de iaurt făcut de mine, la mașina de pâine, ouă de casă, pâine cu ceapă prăjită în ulei de măsline în tigaie, că așa îi place ei. Cele mai nesănătoase cred că sunt roșiile, că în perioada asta nu știu unde mai cresc roșii. Și cam atât. Punem aici pâinica, extraordinar de bună. Poftă bună!